Circa 400 de câini și-au găsit o casă la adăpostul canin din Ciobanovca. Inițiativa aparține Centrului de Asistență pentru Câini Cățeluș, cu susținerea Asociației Germane de Caritate Casa Cristina. Deschiderea centrului a avut loc la 14 august curent. Adăpostul se află în incinta unei foste ferme reutilate pentru a corespunde standardelor europene în materie de găzduire a câinilor. La centru sunt aduși câini din mai toate localitățile Centrului Republicii, inclusiv din Chișinău. Potrivit președintelui Centrului de Asistență, domnului Ion Gnilencu, alimentarea câinilor, dar și celelalte cheltuieli, sunt acoperite de donatori privați din Moldova și Germania. De asemenea, în incinta centrului funcționează un punct medical pentru câini, unde prietenii noștri patrupezi beneficiază de îngrijire sanitară adecvată. Inițiatorii proiectului speră să poată identifica noi surse de finanțare pentru a mări numărul de câini găzduiți la centru, dar și pentru a putea construi un nou adăpost. Octavian Zelinski de la Neninoi pentru Elita TV.